Cristian Bușoi, colegul nostru europarlamentar, spunea, cred că ieri, recent oricum, că pe horurile de la Bruxelles se vorbește cu îngrijorare despre România. Da. Acum există și la grupul ALDE și la grupul socialist, mă rog, noi verzi n-avem, iar cei din grupul non-înscrișilor, Vadim Becali, sunt fără niciun fel de influență acolo. Există și la socialiștii din România și la grupul ALDE, mult mai micuț acest ALDE, există această tentație de a folosi culoarele, cum se spune, de la Bruxelles, într-o dispută publică din România. În fine, nu cred că este o modalitate foarte subtilă de a proceda, pentru că aceste culoare sunt foarte bogate. Culoarele ni le inventăm noi. Evident că în grupul PPE, din care noi facem parte și care e cel mai influent, vom găsi o mulțime de reproșuri la adresa unor colegi din alte grupuri. Plus că poți vorbi și singur, nu? Pe culoare. Culoarele le putem inventa. Nu asta este problema. Problema este ce sens are un asemenea dialog de culoare sau un asemenea reproș în dezbaterea publică națională. Din păcate, așa cum am văzut eu, până acum, din experiența mea, nu mi s-a părut că i-a importat ceva interesant, util, simpatic din Europa în România. Ci se încearcă folosind voci mai puțin cunoscute din Parlamentul European să se influențeze într-un fel sau altul dezbaterea de aici. Repet, dar într-un sens care înseamnă o critică de multe ori radicală, fără a îmbogăți cu ceva peisajul. În general, există tentația asta de a folosi colegii în Parlamentul European pentru a-ți consolida prezența publică a României. Eu cred mai mult în autonomie și cred că dacă lucruri bune din acest dialog, inclusiv din cel de pe culoare, pot fi aduse în dezbaterea publică românească, trebuie aduse, dar să nu aducem doar, cum să vă spun, grimasa culoarelor în dezbaterea publică din România. Că nu ne ajută cu nimic. Simplu fapt de a spune că e criticată guvernarea din România, de altfel, de multe ori nici nu se spune cine o critică exact și de ce o critică. Această simplă grimasa culoarelor, cum spuneam, nu ne ajută foarte mult aici. Eu cred în importul ideilor, dar nu în importul acestor grimase de culoare, dacă încălziți această expresie.